Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară din ianuarie 2024, prima ședință din acest an. Proiecte interesante cu proiecte de investiții, cu proiecte tehnice. O rog pe doamna președintă să preia conducerea și să intrăm pe ordinea de zi. Bună ziua, dragi colegi, bună ziua, doamnelor și domnilor. În conformitate cu prevederilor articolelor 133 și 134 din OUG 57/2019, vă invităm să participați astăzi la ședința ordinară a Consiliului Local 31 ianuarie 2024 cu un număr de 17 consilieri, din care 13 suntem prezenți în sală, 4 colegi sunt în online. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu un număr de 17 voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Punctul numărul 2. Vreau să fac o mică precizare. Toate punctele au fost supuse discuției în ședința pe comisii. Au primit avizul comisiilor. Punctul numărul 2, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27 decembrie 2023. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Cu un număr de 17 voturi și punctul numărul 2 a fost aprobat. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților romilor la nivelul orașului Dărmănești pentru perioada 2024-2027. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului, domnule primar, aveți cuvântul. Câteva precizări am să fac. Acest proiect de hotărâre vine să aprobe planul local de acțiune pentru anul 2024 privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților rome la nivelul orașului Dărmănești. De asemenea, constituim grupul de lucru local, acel GLL, cum este cunoscut, pentru aplicarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților rome pentru perioada 2022-2027, conform anexei 2. Am avut discuții pe acest proiect de hotărâre în ședința pe comisii, aviz favorabil. Dacă sunt alte întrebări, vă rog. Mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Cu un număr de 17 voturi și proiectul numărul 3 a fost aprobat. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul UAT orașului Dărmănești pentru anul 2024. Inițiator al proiectului, domnul primar, aveți cuvântul. La fel și la acest proiect de hotărâre fac precizarea că legea 416 nu mai este în vigoare de la 1 ianuarie 2024, legislația s-a modificat, venim și reactualizăm și propunem un plan anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului Dărmănești în corelare cu legislația în vigoare. Avem și o anexă care face parte integrantă din acest proiect de hotărâre. În cadrul acestui plan anual de acțiune sunt prevăzute toate acțiunile și măsurile pe care noi încercăm să le luăm la nivel de copii, tineri, persoane vârstnice, alte grupuri de persoane vulnerabile și așa mai departe. Am identificat beneficiile sociale, acel venit minim de incluziune, condițiile de acordare, deci toate prevederile legale sunt prinse în acest plan de anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului Dărmănești și sperăm ca resursele financiare și obiectivele propuse să reușim să le ducem la bun sfârșit. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Cu un număr de 17 voturi și proiectul numărul 4 a fost aprobat. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea traseilor microbuzelor școlare pentru transportul elevilor de pe raza administrativ-teritorială a orașului Dărmănești. Inițiator, domnul primar, vă rog.
Câteva precizări și aici, după cum bine știți, în luna decembrie noi am dat ordin de începere a lucrărilor pentru reabilitarea Liceului Tehnologic din orașul Dărmănești. Sigur că la acest moment, în corpul principal a Liceului Tehnologic, sunt lucrări de reabilitare. Ca atare am mutat copiii în corpul 2 și 3 și pentru relocarea acestor grupe de elevi, inclusiv grupele de la grădinița cu program normal care din strada Popasului, care și acel obiectiv a intrat în reabilitare, a fost necesar să relocăm copiii. Copiii de la grădinița din Popasului am dus în cartierul Lapoș, elevii de la Liceul Tehnologic în C2 și C3. Ca atare, lucrând în două schimburi, învățând în două schimburi mai exact, a fost necesar transportul elevilor de la liceu spre case și invers, într-un program care solicită și necesită un consum mult mai mare de carburant. La solicitarea doamnei director de la Liceul Tehnologic am propus acest proiect de hotărâre. Sigur că reușim să acoperim cu microbuzul nostru și cu microbuzul școlii aceste trasee, dar e nevoie să acoperim și printr-o hotărâre de Consiliu aceste trasee, în așa fel încât să se poată și deconta consumul de carburant. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Cu un număr de 17 voturi pentru și acest proiect a fost aprobat. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2024 la nivelul UAT Oraș Dărmănești. Inițiator al proiectului, domnul primar, vă rog. În fiecare an aprobăm prin hotărâre de Consiliu numărul de posturi de asistent personal pe care pentru persoane cu handicap grav pe care le susținem și din buget local. Pentru 2024, ținând cont de restricțiile, dacă aș putea să spun, financiare care au apărut spre sfârșitul anului 2023, ele continuă și în 2024. Acele ordonanțe de urgență care țin de cumva, eu știu, reducerea cheltuielilor pe partea de funcționare a instituțiilor publice, propun pentru anul 2024 un număr de 25 de posturi de asistent personal pentru persoane cu handicap grav. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Cu un număr de 17 voturi pentru și punctul numărul 6 a fost aprobat. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 din HCL numărul 184 din 27 decembrie 2023 privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între UAT Oraș Dărmănești și Administrația Bazinală de Apă Siret prin sistemul de gospodărire a apelor Bacău pentru realizarea lucrărilor de decolmatare și reprofilare a cursului de apă râul Uz, zona Monte Târg, punte rupturi, segment situat pe raza administrativ-teritorială a orașului Dărmănești. Inițiator al proiectului, domn primar, vă rog, aveți cuvântul. În 2023, spre sfârșitul anului, am încheiat un protocol de colaborare între UAT Oraș Dărmănești și Administrația Bazinală de Apă Siret prin sistemul de gospodărire a apelor Bacău în vederea continuării lucrărilor de decolmatare și reprofilare a cursului de apă Râuz. Datorită faptului că în luna noiembrie spre decembrie a apărut acea hotărâre de ordonanță de urgență care restricționa cheltuielile cu funcționarea, cei de la Administrația Bazinală de Apă Siret, prin sistemul de gospodărire a apelor Bacău, ne-au propus să facem acest protocol de colaborare în vederea continuării lucrărilor de decolmatare. Adică domniile lor au rămas cu utilajele pe obiectivul de investiții, dar noi am asigurat
carburantul. Și în luna decembrie am dat o primă hotărâre prin care noi am pus la dispoziție 600 de litri de motorină aferent lunii noiembrie. Sigur, lucrările au continuat și în luna decembrie, iar în ianuarie ne-au venit situațiile de lucrări din partea Administrației Bazinale de Apă Siret pentru luna decembrie. Și atunci am venit cu acest proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 2 în sensul de a trece 1200 de litri pentru luna noiembrie și luna decembrie și nu am mai dat o nouă hotărâre pentru luna decembrie. Deci modificarea constă în creșterea cantității de motorină de la 600 de litri la 1200 de litri. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu, supune la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc, un număr de 17 voturi și punctul numărul 7 a fost aprobat. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat în vederea participării orașului Dărmănești în cadrul cele de 3 runde aferente programului Prima Conectare la Sistemul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, finanțat din fonduri europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C1, Managementul Apei, investiția 3, sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente. Inițiator al proiectului, domn primar, vă rog. Sigur că suntem interesați de creșterea gradului de racordare la rețelele de canalizare și de apă de pe raza orașului Dărmănești. Programul Național de Redresare și Reziliență, în decursul anului 2023, a deschis niște axe de finanțare prin care finanțează racordarea populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente pe raza unităților administrativ-teritoriale. Noi facem parte din ADIB și aplicantul este compania de apă Crab Bacău. Am solicitat și la prima sesiune și la a doua sesiune să promoveze cei de la Crab această cerere de finanțare. Din păcate, deși noi am făcut la momentul respectiv pașii care trebuiau, am dat acele hotărâri de Consiliu pentru a putea participa la proiect, am identificat persoanele care se pot încadra, nu am găsit un răspuns favorabil la compania de apă Bacău, nu au fost interesați de acest parteneriat, deși ei sunt principalii beneficiari în urma racordării. Sigur că acum se deschide cea de-a treia rundă, au mai rămas niște bani la nivel național, se deschide cea de-a treia rundă. Din nou am purtat discuții cu conducerea de la CRAB. Se pare că lucrurile s-au schimbat în bine. Am văzut că pe lângă de orașul Dărmănești mai sunt interesați municipiul Bacău și comuna Săucești. Am dat deja o hotărâre de Consiliu prin care am reactualizat lista cu beneficiari. În 2022 erau în jur de 3.000 de beneficiari. Astăzi lista conține 1.700 și ceva de beneficiari. Între timp oamenii s-au mai racordat pe banii lor. Guvernul pune la dispoziție prin acest program național de redresare și reziliență o sumă de 2.000 de euro pentru fiecare racordare și ca atare, astăzi, acest proiect de hotărâre vine să aprobe acordul de parteneriat între orașul Dărmănești la runda a treia și ceilalți participanți. La articolul 2 aprobăm lista de beneficiari, transmitem această hotărâre de Consiliu către CRAB Bacău. În luna februarie, în prima parte, vom avea o întâlnire în cadrul AGA Bacău și sperăm ca cei de la compania de apă să poată să depună acest proiect, să fie semnată cererea de finanțare și într-un final aceste racorduri să poată fi realizate în așa fel încât să creștem gradul de conectare și să ne atingem acei indicatori pe care i-am agreat de comun acord la momentul T0 când s-a obținut finanțarea pentru stația de depurare și canalizare. Deci un proiect foarte important.
Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Se pune la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc frumos. Cu 17 voturi pentru și punctul numărul 8 a fost aprobat. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 5% a salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești. Inițiator al proiectului, domnul primar, vă rog. În concordanță cu ordonanța de urgență 115 pe 2023 privind unele măsuri bugetar fiscale și ținând cont de OUG 127 pe 2023 privind modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetar fiscale, a fost aprobată majorarea cu 5% a salariilor din aparatul de specialitate al primarilor, al UAT-urilor, raportat la decembrie 2023. Deci se face o majorare cu 5% a acestor salarii de bază, atât pentru funcțiile publice, cât și pentru funcțiile contractuale, raportat la decembrie 2023. În proiectul de hotărâre pe care astăzi îl avem la mapă, așa cum spuneam, deci aprobăm creșterea cu 5% atât a funcțiilor publice din aparatul de specialitate, cât și a funcțiilor contractuale, precum și salariile de bază ale asistenților personale ai persoanelor cu handicap, la fel și cuantum net al indemnizațiilor de care beneficiază persoanele cu handicap și, sigur, și a asistenților medicali. La fel, în 2024 se va acorda acea indemnizație de hrană și voucherele de vacanță în condițiile în care angajații fie din, funcțiile contractuale, cât și cele funcțiile publice, nu depășesc 8.000 de lei net. Deci în condițiile în care un angajat depășește 8.000 de lei net, nu mai beneficiază de indemnizația de hrană și voucherele de vacanță. Dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă nu, mulțumesc. Sunt la vot, cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Cu un număr de 17 voturi pentru și proiectul numărul 9 a fost aprobat. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și alte situații deosebite. Domnule primar. Spuneam mai devreme că legislația vis-a-vis de aceste beneficii sociale s-a modificat. Venim și propunem pentru 2024 un regulament de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații dificile cauzate fie de calamități naturale, incendii, accidente, precum și situații deosebite care țin mai mult de componenta de sănătate. Și în acest regulament reglementăm foarte clar care sunt pașii pe care persoanele aflate într-o situație amintită anterior, pașii pe care trebuie să-i parcurgă, unde se depune cererea, cum arată modelul de cerere, unde se depune această cerere, cine face ancheta socială și așa mai departe. Spunem că aceste ajutoare sunt suportate din bugetul local și la proiecția de buget trebuie să ținem cont de aceste ajutoare. Avem un istoric, în fiecare an avem un număr de incendii care de cele mai multe ori sunt catastrofale, adică rămân familiile fără niciun fel de agoniseală. Avem și cazuri medicale foarte grave la care comunitatea participă, sprijină atât noi din bugetul local cât și persoane fizice. Sigur că acest regulament vine, așa cum am spus, să fie în corelare cu legislația aferentă anului 2024 și
să stabilim foarte transparent și foarte clar pașii pe care trebuie să-i parcurgem. Acele ajutoare mai mici sunt date prin dispoziția a primarului până în 500 de lei. Tot ce depășește de 500 de lei, venim în Consiliul Local, analizăm cu documentele pe care le avem la bază și sigur că nicio solicitare nu a fost respinsă cel puțin în ultimii 4 ani. Nu știu să fi fost respinsă vreo solicitare în limita bugetului pe care le aveam. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Un număr de 17 voturi pentru și proiectul numărul 10 a fost aprobat. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, extindere rețea inteligentă de distribuție de gaze naturale în orașul Dărmănești, satele Lacoș și Sălătruc, județ Bacău. Aprobat prin finanțare, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Inițiator, domnul primar, vă rog. Recent am comunicat că a fost semnat contractul de finanțare prin programul Anghel Saligny pentru extinderea rețelei inteligente de distribuție gaze naturale în orașul Dărmănești, cartier Lapo și Sălătruc. Astăzi venim cu un pas mai în față și aprobăm proiectul tehnic. Avem în intenție să dăm drumul la acest proiect foarte repede, dacă reușim și proiectul tehnic este finalizat, devizul general actualizat, indicatorii și așa mai departe, ne dorim ca în cel mai scurt timp să pregătim toată documentația pentru lansarea licitației pentru execuția acestui, începerea execuției acestui proiect, care este foarte important. Cartierul Sălătuș și cartierul Lapoș, un obiectiv cu o valoare de 12.865.220.000 lei, obiectiv care, cel puțin la Sălătruc, este condiționat de următoarele proiecte care trebuie să le facem acolo. Canalizare, extindere rețea de apă și, sigur, asfaltarea străzilor din cartierul Sălătruc. Deci, un obiectiv, îmi doresc foarte mult ca în prima parte a lunii februarie să finalizăm documentația pentru lansarea licitației pentru execuție, așa cum am spus, să reușim să găsim și un constructor bun și în prima parte a lunii mai să dăm ordin de începere a lucrărilor. Cam așa este, cam acesta este calendarul pe care lucrăm și cred că în măsura, eu știu, de conturilor normale de la Ministerul Dezvoltării, în anul 2025 ar trebui să finalizăm acest obiectiv. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Voturi pentru abțineri. Cu un număr de 17 voturi pentru și proiectul numărul 11 a fost aprobat. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza o proiect de tehnic de execuție a indicatorilor tehnico-economici și a devizului pentru obiectivul de investiție, creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Dărmănești, finanțat prin administrația Fondului pentru Mediu. Inițiator al proiectului, domnul primar, vă rog. Este un alt proiect finanțat prin fonduri europene. Am semnat contractul de finanțare cu ceva timp în urmă, cred că în decembrie. Am lansat procedura de proiectare. Valoarea acestui obiectiv este de 3 milioane și ceva de lei. Mai exact avem 3.108.152,76 lei. 3 milioane de lei sunt asigurați din fonduri europene prin administrația Fondului pentru Mediu. Diferența de 108.152,76 din bugetul local. Ce ne dorim? Ne dorim să eficientizăm iluminatul public. Avem 22 de puncte de aprindere pe raza orașului Dărmănești. Aceste puncte nu sunt modernizate, nu au fost ale primăriei, ci ale operatorului Delgaz. În cursul anului 2023 am cumpărat de la
operator aceste puncte, nu puteam să le modernizăm pentru că nu erau ale noastre, astăzi suntem proprietari. Am depus rapid, după ce am devenit proprietari, o cerere de finanțare. Această cerere a fost aprobată, am semnat, cum spuneam mai devreme, contractul de finanțare. Astăzi avem proiectul tehnic și imediat vom da ordin de începere a lucrărilor de execuție. Pe lângă cele 22 de posturi, de puncte de aprindere modernizate, vom avea schimbate lămpile pe rețelele drum național și drum județean, vor fi lămpi moderne, cu LED, dimabile și așa mai departe, reușind astfel să reglăm din aceste puncte de aprindere automat intensitatea luminii, când se opresc, când se aprind, dacă o lampă se aprinde, una nu. Deci este un sistem modern care vine cumva să elimine disconfortul pe care îl avem astăzi legat de oprirea într-un anumit interval al nopții integrale a iluminatului public pentru a putea să ne încadrăm în țintele de cheltuieli cu iluminatul public. Deci, repet, este finanțat din fonduri europene. Intenția este să-l modernizăm, acest iluminat public, în așa fel încât să nu mai avem disconfortul pe care astăzi îl avem. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Supunem la vot cine este pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Un număr de 17 voturi pentru și proiectul numărul 12 a fost aprobat. Punctul numărul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare, notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții pistă Bob Montan, copasul Uzului în orașul Dărmănești. Inițiator al proiectului, domnul primar, vă rog. Spuneam că una dintre țintele noastre este să dezvoltăm turismul la Dărmănești și am făcut pași și anul trecut și acum 2 ani în vederea atingerii acelui obiectiv de a fi atractiv din punct de vedere turistic. Sigur că astăzi acest proiect este încă un pas spre ne atinge acest deziderat și propunem o pistă de Bob Montan în zona Popasul Uzului, adică la coada lacului, acolo unde primăria are o suprafață de pășune astăzi, la limitrof cu DJ-123. Propunem acest obiectiv de investiții, practic prin nota conceptuală și tema de proiectare, acest obiectiv se naște astăzi. La articolul 3, noi aprobăm începerea elaborării documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate. O să contractăm niște profesioniști să vedem ce soluții ne dau acolo, care ar fi cea mai bună variantă, dar cu siguranță această pistă de Bob Montan va duce la creșterea numărului de turiști care ne trec pragul în toate anotimpurile anului. Estimativ, din datele pe care le avem, o pistă de acest gen de 1 kilometru, urcare-coborâre, e în jur de 1 milion de euro. Nu avem finanțare pe fonduri europene, cel puțin nu am cunoștință să existe vreo axă deschisă. Sunt câteva discuții la nivel de guvern că vor să aloce niște resurse financiare din fonduri europene. Dacă nu vom găsi finanțare, încercăm să finanțăm pe un exercițiu sau două, un an sau doi, acest obiectiv. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Un număr de 17 voturi pentru și proiectul numărul 13 a fost aprobat. Punctul numărul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor construite prin anele situate în orașul Dărmănești. Inițiator al proiectului, domnul primar, vă rog. După cum bine știți, avem două blocuri ANL. În luna octombrie noi am dat câteva hotărâri de Consiliu privind lista de priorități și lista de repartizare. Astăzi
Am avut acolo două locuințe libere. Astăzi au finalizat dosarele cei care au solicitat să le repartizăm o locuință. La acest proiect de hotărâre propunem lista de priorități. Avem două persoane, două familii, o garsonieră și un apartament. Se încadrează din punct de vedere al legislației. Propun să aprobăm această listă de priorități, pentru că n-are rost să le ținem goale și să plătim noi acele cheltuieli cu utilitățile. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Un număr de 17 voturi pentru și punctul numărul 14 a fost aprobat. Punctul numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite prin ANL, situate în orașul Dărmănești. Inițiator al proiectului, domnul primar, vă rog. Dacă la proiectul precedent am aprobat lista de priorități, sigur că la acest proiect repartizăm locuințele efectiv, deci aprobăm lista de repartizare și vedem că un solicitant are garsonieră, celălalt solicitant apartament. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Cu un număr de 17 voturi și punctul numărul 15 pe ordinea de zi a fost aprobat. Punctul numărul 16, diverse. Cine dorește să înscrie la cuvânt? Domnul Balaș, poftiți. Aș avea două probleme, voi fi foarte rapid. La Sănătuc, pe strada Uzinei, undeva la numărul 25, eu, proprietar, domnul Sănătulescu, e un stâlp acolo care arată ca un pom de Crăciun. Când a fost demontat acum 50 de ani, erau două fire pe el, acum sunt 50 de fire. Imediat după acel stâlp, e în altă tensiune și toată căblăraia de pe stâlpul ăla merge pe sub pământ. Are o inclinație de 25%, cel puțin acum, în momentul ăsta. V-aș ruga, dacă se poate, să faceți o intervenție la Ion, să vină să vadă la fața locului, că tot cartierul ăla va rămâne fără lumină într-o bună zi și se poate întâmpla și o catastrofă acolo. Că... Chiar astăzi. Și dacă se poate da un răspuns până la ședința următoare, v-aș fi recunoscut. Deci astăzi vom face o adresă către Ion și... Da. Colegul nostru Stănuleț este în online. Mitică, dacă nu ai auzit, o să-ți transmite o solicitare a domnului Balaș. Este un stâlp în strada Uzinei, numărul 25, care aparține Delgaz Grid și care are o înclinație, adică să evităm un eventual... Da. Deci îl rog pe domnul viceprimar astăzi să facă o adresă și să o transmită către, da, Uzinei 25, e corect, ca să nu ne... Da, nu, Sandulescu, e proprietarul, se construiește acum un băiat la face o casă și... Da, ok. Și a doua problemă, dacă în cartier Căblești, mai ales pe strada Valea Uzului, în zona romilor acolo, dacă poliția locală ar putea să patruleze mai mult, mai ales seara, sunt unii dintre tovarășii bun, ca să nu le spun altfel, fac raliu acolo și poate și alte organisme. Zilnic se fac acțiuni de patrulare și seara acolo cu Poliția Locală și Poliția Națională și tot zilnic scoatem rapoarte de pe camerele de filmat din zonă și le transmitem Poliției Naționale pentru a lua măsuri. Mai nou ați văzut că Poliția Națională prin structura județeană și nu numai, a venit în sprijinul colegilor de la Poliția Dărmănești cu radare și așa mai departe. Este o campanie ca să putem să îi liniștim pe cei care au cumva mai multă... Sunt niște treceri de pietoni și mi-au spus câțiva bătrâni că erau să ia de pe trecerea de pietoni. Eu vă spun ceea ce mi-au spus. Vă mulțumesc. Okay. Dacă mai sunt și alte întrebări... Dacă dorește și altcineva... Mulțumesc. O singură completare fac eu. Joia trecută, prin hotărâre de guvern, a fost aprobată trecerea din domeniul public al statului și administrarea Rom-Silva către orașul Dărmănești, a unei suprafețe de teren de la coada lacului, aferentă celor două drumuri, Contur Lac și Izvorul Alb. Deci, practic,
cei care au la coada lacului pe cele două drumuri proprietăți, în perioada următoare o să fie rugați să vină la primărie, să le atribuim numere, deci vom completa acel nomenclator stradal. În 30 de zile noi vom semna protocolul de preluare-predare cu cei de la Direcția Silvică și vom veni cu un nomenclator stradal, la fiecare să dăm numere și așa mai departe, iar cetățenii care sunt, au proprietăți în acea zonă, fie terenuri, fie terenuri și case, să vină și să solicite de la noi numere administrative. Mulțumesc, o zi frumoasă, o după amiază plăcută. Declar închisă ședința ordinară din luna ianuarie. Mulțumesc pentru participare. La revedere.